Bună ziua, fraților, și bine v-am găsit la cel mai nou vlog. Ăsta chiar e cel mai nou vlog. N-am mai postat un vlog de 3 luni pentru că n-am putut să pun mâna pe telefon cât am fost la Survivor. E bine, vlogul ăsta îl fac înainte de marea finală. Mă aflu în București. O aștept pe mama și pe Denisa să iasă de la păr, că își fac și ele părul, că vin cu mine la finală, să dea bine pe cadru, de ce mă întreb? Să arate bine și sunt în mașină, sunt obosit, rupt. Cam vin de acasă și după cum știți, noi nu suntem în București, sunt din Hunedoara, am condus o grămadă și sunt obosit, de asta am fața asta. Așa că dacă mă vedeți în final cu fața asta, să mă înjurați. Asta e fața mea de obosit. Dar în fine, nu despre asta vreau să vorbesc pe vlogul ăsta. Suntem în ce dată suntem? Suntem în 30 mai. Sunt înainte de finală. Mai sunt câteva ore, vreo ora 5 sau 6. La 8 începe finala. Deci mai sunt vreo 2 ore până începe finala, până trebuie să ajungem la canal D. Și vreau să fac vlogul ăsta pe care o să-l postez după finală, indiferent de ce se va întâmpla în finală, cine va ieși câștigător. Dacă voi fi eu, dacă va fi Elena, dacă va fi Lola, dacă va fi Emanuel. Am văzut o grămadă de bârfe, de zvonuri pe Instagram, de oameni care vorbesc despre mine, cum că nu merit să câștig Survivor. Am văzut mai multe motive, zic două dintre ele care zic eu că m-au deranjat mai tare sau care nu sunt adevărate și o să vi le și explic de ce. Am văzut un motiv, două care sunt și cele mai populare pe Instagram despre care vorbește lumea cel mai mult. Unul ar fi acela că eu am bani, am foarte mulți bani, fac foarte mulți bani și nu merit să câștig Survivor, să câștige cineva care are o situație mai grea decât mine sau lucruri de genul ăsta. E bine, nu știu cum mă vedeți voi pe mine așa bogat. Mi-ar plăcea să fiu așa cum mă descrieți voi. Vă dați seama să stea banii pe garduri la mine. Chiar, vă dați seama, ar fi un vis împlinit. Dar, din păcate, nu e așa. Sunt un om simplu, un băiat simplu. Dacă fratele meu e cântăreț și a ajuns bine, se descurcă, face destui bani, într-adevăr. E destul de bine văzut în societate, are multe evenimente. Ei bine, asta nu înseamnă că stau banii pe garduri la mine și nici la el, că și el muncește foarte mult. Dacă l-ați vedea, vine tot obosit, rupt acasă după nopți de cântări, după vine mort, doarme zile întregi, ziua iară muncește. Deci muncește foarte mult și el ca să facă bani, iar eu la fel, nu fac cât face el nici... El face mai mult decât mine, asta e clar. Dar și eu ca să fac, dar evident că nu sunt cum m-ați descris voi, că fac bani, că fac zeci de mii de euro, că ar fi bine. Nu sunt la nivelul ăla, adică noi, după cum știți, avem o fermă de care ne ocupăm și de acolo ne câștigăm practic existența, eu și familia mea, de acolo, din tantă fiu avem tradiția asta, noi ținem oi, de acolo facem bani. E bine, nu știu cum vedeți voi treaba asta, dar noi nu suntem niște miliardari, nu suntem niște oameni extraordinari de bogați. Pur și simplu, suntem niște oameni normali, muncim. Poate că facem un pic mai bine ca și când am avea un serviciu fiecare, pentru că e propria noastră afacere, dar nu stau banii pe gardul la noi, fraților. Eu cel puțin și azi dimineață m-am trezit la ora 5 pentru că am avut de lucru. După ce am terminat lucru, am plecat direct spre București să vin la finală. Deci noi muncim practic ca să ne câștigăm existența și ca să ne facem un trai cât mai bun, cât mai decent. Dar nu-i traiul ăla pe care îl credeți voi, adică să nu credeți că noi stăm acasă ca boșii, avem 200 de angajați, ei muncesc pentru noi și noi ne lăfăim bani. Nu, fraților, noi muncim poate mai mult decât cei pe care îi angajăm la noi și nu avem maxim cam 3-4
oameni care muncesc pentru noi. În rest, noi, familia, punem osul la muncă și nu că muncim cod la cod cu ei, muncim mult mai mult decât ei, pentru că noi trebuie să fim baza acolo, noi trebuie să susținem toată afacerea, toată casa, pentru că oamenii vin și pleacă, n-avem oameni serioși. De exemplu, și ieri mi-a plecat, unul a fugit noaptea, un cioban a fugit noaptea, n-am mai avut altul să pun, m-am dus eu, m-am dus toată ziua la oi. Adică nu mi-e rușine, muncesc, că nu e rușine să muncești. Mă duc, până la urmă trebuie să trag, dacă eu nu trag pentru mine, cine trage? Doar că eu când văd pe Instagram astea, că eu fac, eu sunt așa, eu... V-am mai spus, mi-ar plăcea să fiu așa, numai că nu-i așa, deși mi-aș dori. Deci noi muncim ca să câștigăm, să ne câștigăm existența, să facem niște bani cinstiți, că nu ne lăfăim în 10.000 de euro, nu, departe cu gândul. Suntem niște oameni simpli, muncim și prin asta ne câștigăm existența. Iar în final nu este neapărat vorba de bani, pentru că bani eu consider că suntem tineri cu toți, avem timp toată viața să facem bani, că suntem tineri, am 20 de ani, majoritatea suntem tineri finaliști, avem timp, dacă mă acolo să tot facem bani, de asta noi nu punem așa mare accent pe ei, nu pentru că avem să ne scaldăm unii, pentru că vorba aia, banul e ochiul dracului, oricât ai avea tot nu te mulțumești, că așa eu, poți să ai milioane de euro, dacă ești la nivelul lui Becali, vrei să fii la nivelul lui președintele Americii și tot nu-ți ajunge, că nu vine acum cum îl cheamă. Am un lapsus. În fine, asta am vrut să... Că nu știam eu de cum sunt așa bogați și mari afacerist pe Instagram, că nu corespunde ce comentați voi acolo cu ce suntem noi, de fapt, ce sunt eu. Bine, asta e una la mână. Un aspect, azi că nu merită să câștig în cauza asta, că eu fac foarte mult, că eu nu știu ce. Ok, trecem peste asta. V-am explicat că nu e adevărat, că suntem niște oameni simpli, ok. Al doilea factor pe care mi l-ați pus în cârcă a fost că eu nu merit să câștig Survivor pentru că am venit de la jumatea competiției. Acum era o poză pe Facebook cu doi oameni care privesc din unghiuri diferite. Un om priveau niște scânduri, dintr-un unghi se vedeau că sunt 3, din alt unghi se vedeau că sunt 4. Cam așa se vede și aici. Eu sincer vă spun, mi-ar fi plăcut foarte tare să fiu de la începutul competiției, dar dacă nu m-au luat. Eu am înscris de la început, dar am fost sunat doar pe la jumate și nu mă așteptam să mai fiu sunat. Pentru că eu consider că mi-era mult mai ușor să fiu de la început. Pentru că de la început ei s-au obișnuit toți unii cu alții, și-au legat prietenile de la început, au văzut care e mersul, s-au adaptat toți cu rândul, cum au putut, erau la început, greșeau, erau de înțeles. E bine, dacă am venit de la jumătate, trebuie să vin direct adaptat, adică nu era loc de greșeală la mine. Așa că eu am fost de la început și ziceți că au făcut mai multă foame. Nu, eu când am ajuns acolo, după o zi mi s-a instalat foamea instant, adică foame și aceleași condiții l-am răbdat cu toții. Doar că eu consider că a fost un avantaj să fii de la începutul competiției acolo, pentru că eu cum am mers la jumătatea competiției, ei deja erau legați, erau sudați, se cunoșteau între ei, cunoșteau mersul competiției. Știau trasee, au prins de experiență acolo. Eu m-am dus, du-te tată în America, vorba aia, du-te, nu cunoști pe nimeni, du-te la capătul lumii. M-am dus acolo, nu cunoșteam pe nimeni, nimic, a trebuit să mă integrez foarte repede ca să supraviețuiesc acolo, în sensul propriu al cuvântului, adică să rezist cât mai mult în competiție. Și, ei bine, eu asta am făcut, am încercat să, m-am dus de la jumate, mi-a fost și mie greu, dar am încercat să dau tot ce mai bun din mine, să las o impresie bună, să trag pentru echipa mea, să mă integrez cât mai bine, pentru că ei deja aveau strategii făcute, erau legați, erau închegați și nu știam care a mers acolo până am prins și un pic mersul lucrurilor ca să pot să mă descurc mai bine. Deci eu consider că factorul ăsta a fost, că am mers de la jumatea competiției, eu consider că a fost mai greu. Așa că noi... Voi spuneți că am mers de la jumate și mergi să câștigi. Bine, de la jumate e mult mai greu să mergi de la jumate. Ca și cum mergi într-o familie. Erau ca o familie, se cunoșteau deja de 2 luni. Știau fiecare punctele slabe, punctele forte. Erau ca o familie și m-am dus eu între străini. Deci eu consider că a fost mai greu pentru mine să mă integrez, să mă adaptez acolo cu ei, decât ca și când aș fi fost de la început.
Și acum fiecare cum o vede, eu așa o văd, cred că e mult mai greu să mergi la parcursul competițiilor. Așa am fost și la Puterea Dragostei, am fost tot pe parcurs și tot mai greu a fost. Dacă ești de la început, bă, suntem toți la început, hai să vedem ce facem aici, ce e pe aici, care e treaba, care e mersul. Dacă mergi pe parcurs, băieții, fetele știu deja că ești de la început care e șmecheria. Și tu până o prinzi, zici să mergi acasă. E bine, eu m-am ținut bine, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar m-am descurcat, zic eu, am dat ce a fost mai bun din mine, am avut... Clar, am avut și sprijinul vostru, pentru că am fost și eu nominalizat în două consilii pe parcurs, la care am rezistat, pentru că ați fost alături de mine și vă mulțumesc pentru asta. Dar astea două lucruri v-am să le lămuresc. Am văzut că sunt multă lume vorbește despre asta, cum că eu nu merit că am fost de la jumate, că eu fac mulți bani, că nu... Și nu prea mi era clar cam de cum ați ajuns la concluziile astea. În fine, vlogul ăsta îl fac acum înainte de finală și indiferent cine o să câștige, eu sincer m-aș bucura să câștige, sincer m-aș bucura să câștig, vă dați seama, dar m-aș bucura foarte tare să câștige și Lola sau Emanuel. Pentru că, nu doar pentru că sunt din echipa mea, pentru că eu consider că merită un pic mai mult. Și Elena, eu mă înțeleg foarte bine cu Elena, e o fată extraordinară. Nu zic că nu merită, doar că eu zic că războinicii merită mai mult. Așa că m-aș bucura foarte tare ca seara asta să câștige un războinic, oricare ar fi ăla. Bineînțeles că m-aș bucura, dar m-aș bucura mult mai tare să fiu eu ăla. Clar, sunt sincer. Dar și dacă ar fi alt războinic, m-aș bucura la fel de tare. În schimb, și pentru că n-am aș bucura, nu zic că nu m-aș bucura, dar nu m-aș bucura la fel de tare ca și când ar câștiga cineva din echipa mea un războinic. Cam asta am avut eu de spus, o să postez vlogul ăsta după finală, ca să vedeți că sunt înainte de finală, barbă mare, păr mare, l-am dat un pic cu... L-am aranjat un pic, l-am dat cu fixativ, cu ceară, sper să mă las, ia că au zis că n-am voie să mă tun, n-am voie, m-am luat numai un pic, mașina puțin de tot vârfurile. Și merg la finală. Acum, ce o fi, o fi. Doamne ajută, a fost o experiență de viață extraordinară, Survivor. Cred că cea mai tare experiență din viața mea. Foarte faină. N-aș mai repeta-o, e de făcut odată în viață. N-aș mai repeta-o, dar de făcut odată în viață, vă spun eu, merită. Dacă vreți să încercați Survivor, e foarte tare. Și acum, domnule, știu, cine o fi mai bun să câștige, cine mai votat, cine mai... Nu, eu chiar nu știu, nu mi-s date toate calculele peste cap, nu mai vreau să fac nimic. Cine o fi, dar mi-aș dori din suflet să câștige un războinic în seara asta. Ăsta a fost vlogul meu de azi. Dacă vi s-a părut că am spus ceva greșit sau că nu am dreptate sau mă puteți contraria cu ceva sau puteți să-mi puneți o întrebare care să mă închideți sau așa credeți voi, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Iar eu o să vă răspund cu cel mai mare drag. Ăsta am fost eu, Iancu. M-am greșat un pic, am băgat și eu de crame de la Survivor. Am băgat mâncare în mine, că mi-a fost foame. Și ne vedem după finală, că nu am voie să postez nimic înainte de finală. Și de asta vlogul ăsta o să-l postez după finală. Vă pup!